Învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur despre rugăciune. Toți știu că începătura a tot binele este rugăciunea, mijlocitoarea vieții veșnice și a mântuirii. Sunt nevoit, dar, să vă grăiesc de dânsa pe cât voi putea ca unora ce, deprinzându-vă a viețui în rugăciune și îndeplinindu-vă de-a pururea lucrurile lui Dumnezeu, cuvântul acesta și mai silitor să vă facă pe voi. Iar, pe de altă parte, ca cei ce viețuiesc molatic în rugăciune și își lasă sufletul pustiu, să-și cunoască paguba pentru vremea trecută și să nu se lipsească de mântuire în cealaltă vreme. Deci, iată cel dintâi mare lucru ce voi spune despre rugăciune. Tot cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu. Dar cum se poate, om fiind, să vorbească cu Dumnezeu? Toți, adică știu, dar nu putem spune cu deamănuntul cinstea aceasta, că această cinste covârșește și marea vrednicie a îngerilor, măcar că ei mai bine o știu, precum un slăvit proroc spune despre dânsii, că făcând ei cu frică rugăciunile pe care le aduc lui Dumnezeu, își acopăr cu aripile fețele și picioarele, cu multă cuvință și cu cernicie și cu sfială. Că adică nu pot tăcea de atâta frică, asemenea și celelalte toate, adică firea și viața și înțelepciunea și cunoștința și tot ce se poate spune, toate sunt deosebite de ale noastre. Iar rugăciunea este lucrul de opște al îngerilor și al oamenilor și nu este nicio deosebire între amândouă firele de rugăciune. În taină te așează, deci, împreună cu dânsii și de grabă vei păși în viața lor, în cinstea și în bunul neam și într-o cunoștință pentru viața ta în tot locul și ceasul. Deci, să ne sârguim către Dumnezeu prin rugăciuni, că ce lucru va fi mai luminos decât al celor ce vorbesc cu Dumnezeu și îi se roagă Lui? Și ce este mai drept și ce este mai înțelept? Dar ce se cuvine a mai zice când e vorba de cei ce vorbesc cu Dumnezeu și îi se roagă? Aceluia se cuvine cinstea și stăpânirea în veci.